Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni din nou cu un scurt tutorial pentru doamnele începătoare și vom realiza o decorațiune pentru brăduțul de Crăciun, pentru că deja este ora să ne pregătim de Crăciun. Pentru aceasta eu voi folosi acest rotund de la o sticlă de suc sau de la sticla de lapte, sau de la sticla de apă minerală, nu are importanță mărimea acestuia. Voi folosi apoi un fir acrilic, nu pot să vă spun exact ce tip de fir este. Veți folosi firul pe care îl aveți la dispoziție. Acesta este unul dintre firele trimise cadou de prietena mea, Emilia. Și apoi voi folosi croșetul cu numărul 1, după care la urmă vom avea nevoie de o panglicuță și eventual de o mărgeluță, indiferent de mărime, ceea ce aveți la dispoziție, eventual puteți face în modul în care doriți. Noi vom începe acum să îmbrăcăm acest cerculeț. Voi face un ochi de lanț, voi lua cerculețul meu și cu piciorușe scurte vom merge de jur împrejur îmbrăcându-l, însă trebuie să avem un număr de piciorușe divizibil cu 2, deci să fie divizibil cu 2. Nu are importanță cât de mare este cerculețul dumneavoastră, important este ca numărul de piciorușe să fie divizibil. Și în felul acesta vom îmbrăca întreg cercul, iar noi ne vom întâlni când ajungem la capăt. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, iar acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș dublu. Voi continua cu piciorușe duble pe întreg parcursul lucrării. Deci, rândul 2 va consta în piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua ornamentul. Acesta este un mod de a verifica din nou dacă ați făcut un număr de piciorușe divizibile cu 2. În cazul în care nu aveți un număr divizibil cu 2, în corespondența ultimului picioruș scurt putem face o mulțire. Deci vom lucra 2 piciorușe duble și astfel ajungem la numărul necesar. Acum voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, după care voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, adăugăm alte două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, și vom intra în corespondența aceluiași picioruș, făcând un nou picioruș dublu, firul pe croșet. Vom sări un picioruș din rândul anterior, vom intra în cel de-al doilea și vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Firul pe croșet, vom sări din nou un picioruș din rândul anterior, intrăm în următorul și lucrăm în același mod. Picioruș dublu, două ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. În acest mod vom lucra întreg rândul, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat voi intra în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra
1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în interiorul spațiului, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu și voi face 2, 3 ochiuri de lanț de separare, firul din nou pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași spațiu și voi face din nou 2 piciorușe duble. Acum fac un ochi de lanț, voi intra între spațiile formate între piciorușele duble și voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț și din nou voi intra în spațiul următor lucrând 2 piciorușe duble. Deci totul bine lucrat în corespondența celor 2 ochiuri de lanț din rândul anterior. 3 ochiuri de lanț, din nou 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț, piciorușul scurt între aceste V-uri care s-au format, ca să fiu mai explicită, un nou ochi de lanț, după care voi intra în corespondența spațiului următor și voi repeta exact ceea ce am lucrat până acum, 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, urmat de alte 2 piciorușe duble, acest model îl puteți lucra pe orice culoare doriți dumneavoastră, în funcție de firele pe care le aveți disponibile. Merge foarte puțin fir, de aceea puteți folosi și anumite rămășițe de fire, acum un ochi de lanț, iar între V-urile formate, piciorușul scurt. În felul acesta vom lucra până la capătul acestui rând, iar noi ne întâlnim. Am lucrat și în corespondența ultimului spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț, deci 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, voi face un ochi de lanț, voi intra între V-uri și voi face piciorușul scurt, iar apoi un ochi de lanț, care îl voi închide în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Și în felul acesta am încheiat această parte a lucrării. Acum ceea ce urmează este să ascundem capătul de fir și să ornamentăm în modul în care dorim noi această mică coroniță obținută în acest mod. Voi ascunde firul dedesubt, în modul în care acesta să nu se vadă. Așa cum vă spuneam, acesta este un mod în care puteți recicla capetele de fire rămase, eventual puteți combina 2 culori, 3 culori, depinde cum doriți dumneavoastră. Și nu vom arunca fire care considerăm că nu ne sunt utile pentru că nu ne ajung în anumite lucrări. Deci obținută această coroniță, așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de o bucățică de panglică, panglicuță. Panglicuța mea are 1 cm de lățime și vom face așa cum de multe ori v-am arătat, panglicuța perfectă, fără să ne chinuim, fără să facem noduri, fără. Vom pune în felul acesta, cam cât considerăm noi, așa, după care, fie cu lipiciul lichid, fie cu lipiciul la cald, fie chiar cu acul, putem închide și forma. Nu vrea să ia așa. Urmăm
voi scurta și partea aceasta, în modul în care să fie egal, sperăm să nu greșim, așa. Cu bricheta vom sigila materialul, să nu se desfacă. Iar acum, din nou, voi pune un pic din lipiciul lichid aici pe spate. Sper să reușiți să vedeți, nu am alt spațiu de... Presăm din nou în felul acesta, aplicând din nou un pic din lipiciul pe care îl avem la dispoziție, o vom atașa coroniței abia obținute. Așa cum vă spuneam, opțional, putem aplica o mărgeluță sau nu. Eu o voi pune aici, pe mijloc, în felul acesta. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Așa cum vă spuneam, puteți folosi diferite resturi de materiale, puteți utiliza diferite mărimi de astfel de cercuri de plastic, indiferent de sticla pe care o aveți, de la lapte, de la apă. Însă modelul în sine voi mai scurta un pic, nu este egal. Modelul în sine este același. Acest model nu îl veți găsi nicăieri, doar la mine îl veți găsi lucrat, pentru că eu m-am orientat după îngerașul pe care l-am lucrat. Așa cum vă spuneam, dacă dorim, putem aplica o mărgeluță aici pe mijloc pentru a-i da o mai frumoasă, o prezență mult mai frumoasă, și aceasta o aplicăm din nou cu lipiciul lichid. Iar pentru a o pune în brăduț, putem folosi foarte bine firul transparent. Cu acel fir transparent, într-adevăr, va părea suspendată firul transparent folosit de pescari, pe care apoi îl introducem aici, într-o parte, și vom realiza astfel ornamentul nostru. Eu nu o pun acum pentru că tremur de frig. Deci cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Sper să vă placă, să îmbrățișați cu drag această micuță coroniță, modelul în sine. Și dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu. De asemenea, vă reamintesc că există butonul de mulțumire, butonul cu care puteți deveni membri. Așa cum spuneam, eu deja pentru membrii care am lucrat primul tutorial la cerere. În momentul în care veți fi mai multe persoane, bineînțeles că voi lucra la cererea dumneavoastră tutoriale care vor fi vizibile doar membrilor. Apoi, bineînțeles, nici pe dumneavoastră nu vă voi lăsa deoparte. De asemenea, există și canalul secundar, Tatiana cu de toate, pe care voi începe din nou să fiu activă
Și cine iubește poezia, cine dorește să vadă anumite aspecte din viața mea, se poate înscrie și acolo. Se poate abona, este gratuit, nu costă nimic. Fiind spuse toate acestea, eu vă mulțumesc pentru comentarii, pentru vizualizări. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!